Ceea ce ține de achitări, situația este neschimbată, din păcate. Deci, nivelul achitărilor pe direcțiile municipale este de 74%, abaterea relativă comparativ cu aceeași perioadă anul trecut este de 23%. Am solicitat de mai multe ori intervenție, deci situația financiară a întreprinderii termoelectrică SA este foarte complicată. Avem nevoie de achitări. Ceea ce ține de fondul locativ, achitările sunt la 90%, abaterea relativă comparativ cu anul trecut este de 4,5% și compensația nominativă la 93%, abaterea relativă 6% aproximativ. La capitolul achitări solicit o intervenție, rezolvarea situației. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, cu Direcția Finanțe, încă o dată, o să încercăm să găsim careva soluții. Așa cum am discutat și săptămâna precedentă, vom face tot posibilul, domnul Razlovan. Dumneavoastră rugăminte este ca să asigurați funcționarea, fără niciun fel de problemă, a sistemului termoenergetic.